Josul scrie până la 7, dar aici scrie că e până la 8. Nu mă până la 7. Până la 8. Dar nici nu știu ce program au. Pisa aici, astea. Da, dar jos nu știu. Ei, e câteva stine potolitate de program. A pierdut graiul, da? Da. Păi ce? Da, am văzut și la intrare, scrie de la 5 la 8. Da. Și nemulțumire ai. Ce face? Și nemulțumire ai. Am venit... Cum nemulțumire? Am venit... Eu sunt deprins cu toate. Așa. În toate spitalele Uniunii Sovietice am stat cele mai importante și la Chișinău, și la Kiev, și la Moscova. Pe urmă, după prăbușirea Uniunii Sovietice la Fundie. Ești pacient emerit sau cum se cheamă? Da, și la Frankfurt. Și... pur și simplu să mă așesc. Mă busesc. Da. Tămana e icoană deasupra. Sunt... Ai venit să tratezi ori să te rogi. Am venit mers. Deci n-am văzut unde e icoană. Cineva. Toată viața am umblat prin spitale, totodată am muncit și am învățat și am muncit și... Și atât, prima dată am nimerit la spitalul municipal. Asta, primul? Primul spital municipal. Eu muncit pe Chișinău. Și am venit aici... M-am uimit că era un frig. Cum și am în principiu de frig. La primul etaj mai ales. Deci ziua era mai frică noaptea. Nu, eu am nimerit la ora 2 prin salvare. Așa. La salvare m-am dus aici, eu am insistat să mă duc la alt spital. Șez acolo când eu. Bună ziua! Bună! Am insistat să mă duc la alt spital, dar ei au refuzat. Și datorită faptului refuzului celor la salvare să mă duc la alt spital, la Spitalul Republican, eu am insistat cu clientul lor să dau mai... Nicătând la toate insistențele mele, am ajuns aici. Ora 2 de noapte. Colectivul m-a întâlnit destul de bine. A, deci două noapte, nu la amiază ai ajuns. La două noapte, da. Aha. M-a întâlnit tare. M-am dezbrăcat să fac cardiograme, investigații. Și mi-era frig de chele mi s-a făcut. Eu nu sunt deprins cu frigul. Eu toată viața m-am păzit de frig, deoarece aveam probleme cu rinichii care nu iubesc frigul. Și de ce m-am zis chiar noaptea aici am declarat că eu mâine o să mă cer înapoi, să mă duc la alt spital. Deoarece, într-adevăr, e ceva... Ba, iată, uite, eu stau, dacă îmi scot cușma, și asta și îmi scot scurta, mi-e frig aici. Dar cam ce temperatură au? Ei, n-am măsurat că trebuie să rog să mă duc, mâine o să mă duc termometru să măsurăm. Cred că vreo 15 și mai mult de 18 grade aici nu sunt, în salon. Dar în coridor, acolo e undeva 10 grade, dacă poate, 10-15 grade Celsius plus. Bine asta, iese din tine toată răutatea asta. Dacă transpiri. Transpir, da. Și mai tare n-ai transpirat. Și eu am spus, care transpirație? Eu am înghețat. Frigul ăsta. Asta noapte, când am intrat soară, am zis, ce v-ați zgârbulit așa, eu dormeam în covoietă aici. Am zis, dar cum să dorm? Eu la limită, dacă m-am culcat, fără scurta aceasta, dar m-am validat cu două de astea, m-am pus cușma în cap. Cu două pături și tot e frig. Da, și în ciorap și cu pantaloni ăștia am dormit într-un și zgroș. Ca lingerie de corp. Dar mă, parcă aveai probleme cu Moldova Gaz, tu e deconectat la gaz, cu și mai încălzești casă. Poate ți-e frig și acasă. Nu, păi acasă mi-am rezolvat eu puțin problemele, am luat încălzire electrică, am organizat. Într-adevăr, din cauza Moldova Gaz, când mi-au deconectat gazul, eu am nimerit aici. Și eu am de gând să-i dau în judecat. Ei până când nu mi-au conectat gazul. Eu trăiesc fără gaz, nu m-am plit, am gaz. Ei au căzut de acord că ei ilegal mi-au deconectat plita
și au venit să mă conecteze, însă da, tot cei care au venit să mă conecteze, șefii au spus că trebuie să mă conecteze fără plată, dar cei care au venit să mă conecteze, că trebuie să le dau 300 de lei. Mm. La soție eu și eu 300 de lei. Soția nu i-o înțeles. Taxe pentru serviciu sau amendă sau... Pentru servicii, dar să le dai 300 de lei chiar și soția a zis că dați închitanță. Eu zic că dacă vrei închitanță, să vine, hai să vinim altă dată și s-a dus. Și noi am fost nevoie să le-am plătit 300 de lei și ne-am conectat plita la gaz. Dar iată, din cauza bolii, nu pot să mă duc în fața Moldovei Gaz, știi că am discutat... De promis proteste. Să fac niște proteste acolo. Dar cum mă sănătoșesc? De rechet. Dar cum mă sănătoșesc, mă duc. Păi dacă nu o să-mi conectez gazul până atunci. Dar în judecată eu le-am scris cereri prealabil, le-am depus-o de acum. N-am nicio răspund până când, dar... o să... Pentru că asemenea atitudine este ieșită din comun. E ceva... Eu am pus pe Facebook la mine... scrisoare că le-am mai adresat, cere prealabil adresată Moldova Gaz și nu numai Moldova Gaz, dar și Chișinău Gaz și unii firme private, Amber Moldovan, care e mare, deci prestator de servicii în domeniul instalării sistemelor de alimentare cu gaz. A, ei v-au conectat și... Da, ei în 2004 și acum refuză să recunoască că ei mi-au reconectat, mi-au conectat gazul. Dar eu am documente și le-am prezentat și lor. Dar cu spitalul ai zis că vrei să ceri să te mute, crezi că îți găsești mai cald alt spital? Sper. Sper. Sau, problema costă în aceea că eu am uitat că spitalul ăsta poate nu trebuia să mă revolt chiar așa. Spun drept, colectivul îmi place aici, medicii. Și șefa îmi place. Eu am întrebat-o, zic, dar cum dumneavoastră, zic, aș, la dumneavoastră așa de frig, știi, și așa, nu insistați să vă schimb podele, că de la podele, în mare măsură. Că ea îmi deschide ușa. Că în coridor e beton. Ea îmi deschide ușa, las-o leacă. Ușa deodată schimbă. Nu, ridică-te și se deschide. Deodată schimbă, vine fric de acolo. Nu, ea că lăsă-mă leacă și să simt singur cum să... cum să... ia. Ia, că pot el leu. Deci crezi că n-ar trebui să fie beton. A, da, vine un val de fric deja. Da, și vine de fric, cum, de la podeala aceasta, principală vine. Eu tot și-am terminat tehnică în construcție, când Vaș a fost. Am lucrat puțin proiectant. E la imobilul, prospectul Păcii, are și o conține și ceva muncă din adea mea. Am proiectat. Și eu am lucrat casă. Cu zavode. Două, trei etaje. Iată, cam așa. Și am, cred că aceasta este destul de simplu. Aici trebuie de făcut trei lucruri simple, ca să fie clădirea aceasta cât de perfect pentru a primi bolnavi. Să fie schimbat, adăugat câteva secții la caloriferul prezent, să fie schimbat ferestrele și acolo în coridor podeaua. Nu chiar, nu e numai decât să schimbe aici podeaua, că dacă acolo schimbau, ar fi cu totul altfel. Și coridorul ăsta, că dacă vezi cât e de lung, are numai două secții de calorifere, din, numai secții, două secții din șase elemente, că două e foarte puțin. Și să închipui acum temperatura afară undeva de în jur la 0 grade. Și noaptea au fost mai puțin, s-ar putea și noaptea să fie fost mai minus, da, hai, până la 5. Dar sunt chipul dacă ar fi aici 20 de grade. Ce-am face noi. Ar da căldură mai fierbinte, poate. Poate? Ar da poate mai mult căldură. Calor. Poate, dar ia, nu repede. Cât îți închipui, cât îți tot sistemele acestea sunt performante și cât cheltuieli, cât toată asta căldură se duce în vânt, în principiu. Dacă suntem nevoiți, sistem, dar dacă ne mai pune și curători, noi suntem la limită. Și eu chiar mă tem că de grabă... Vezi, te tratezi și râși să-ți faci mai rău. Da, da, da. Cine? Cine? Lasă-l, dar tu te prindești. Nu mă vedeți.